Ne-am întors la Hai cu fetele. E timpul pentru puțină aventură și distracție, așa că hai să turăm motoarele la maximum și să-i spunem bun venit prietenului Cătălin Cazacu. Bine ai venit! Bună! Bună, Cătălin! Ca mulți prieteni ai, Giulia, în continuu, toți sunt prietenii tăi, toți invitații noștri. Eu fac parte din ea de care e rușine, de asta. Mă amintește doar în momentele astea de criză. De asta și par mare. Evenimente de astea în care nu ți-ai scos pe la naftalină. Noi n-avem cum să povestim. Asta am vrut să zic. Așa e greu de spus să mai spun eu ceva care să mă pună într-o lumină proastă. S-a spus absolut orice despre mine. Vrei să povestim întâmplări pe care le-am trăit? Reale? Asta, reale pe care le-am trăit. Da. Noi vrem să povestiți între noi. Nu știm dacă voi vreți, dar noi clar vrem. A, n-avem nicio problemă. Da, n-am nicio problemă. Ne le asumăm pe toate. Bine. Bun, să începem. Ce vrei să începem? Păi poate încep să ne povestească cum au furat porumbeii la nuntă, nu? Cum au furat porumbeii la nuntă? Cine să fure, noi nu fure. Explică, noi eram invitați / artiști / invitați. Da, da, asta e. Eram artiști și noi, acum stau să mă gândesc cum puteam fi, cum sunt eu și Slav catalogați ca și ce că era, MC? Noi eram prezentatori. Dar problema este că de obicei noi tot ce prezentăm se duce într-o direcție greșită din punct de vedere a seriozității, pentru că el este, fiind colegul, el este mult mai serios ca mine, doar că eu nu pot să fiu serios mai mult de 3 minute. Și de obicei se întâmplă cam cum s-a întâmplat și la nunta respectivă, ne terminăm programul sau se terminăm programul, el pleacă pe cameră, cum ar fi, practic, da. Și eu rămân cu restul invitațiilor / artiștii. Și cu cine putea să rămână? Exact. Cu mine și cu soțul, adică... Exact. Și cu mireasa și cu mirele. Da. Târziu, muzică bună. Socru cântăreț. Da. Noi desculți. Desculți. Fericiți. Foarte fericiți. Și am rămas ultimii la nuntă. Pe sistemul nu. Ai făcut baie în piscină? Nu mai ții minte. Nu acolo, nu. Asta e cu baie în piscină. Era și piscina. Da, era și o piscină. Nu pui piscină lângă sala de nunți dacă nu te aștepți. Exact. Problema este că n-am făcut doar asta, nu ne-am oprit doar aici, am ruinat nunta la care cumva eram invitat și plătit, ceea ce e mare lucru. Da, grav, ce grav. Eu am venit de drag, eu n-am făcut. Așa? Plătit. Ai luat bani? Pe bune? Și eu am venit de drag. Ce băi, am șutat. Ai încurcat iar nunțile. Am încurcat iar nunțile. După care ni s-a făcut poftă de sarmale și culmea a fost o nuntă în Moldova, dar fără sarmale. Așa. Și am plecat în căutarea sarmalelor. Da, dar n-am mers foarte departe, pentru că lângă salonul nostru era o altă nuntă pe care nu o distrusese încă nimeni și care avea sarmale. Și care urma să fie distrusă de cine crezi, de oameni. Pentru că nu aveau sarmale. Da, și ne-am intrat, ne-am simțit ca și la nunta de lângă, am distrus-o și pe aia, după care am plecat să mâncăm ce face omul mai bine, mănâncă, nu pot. Restaurantul la care începe cu M și se termină cu S. Mama ei de mâncare. Exact, da. Dar care, în parcare. Da, care, apropo, e bine că în orașul în care eram nu dăm nume Bacău, nu? Nu dăm nume Bacău. Dar are cimitirul în mijlocul orașului, asta am reținut. E în mijlocul orașului, cimitirul e în mijlocul orașului. Ați ajuns și pe la cimitir? Stai, mă, că n-ai ajuns la porumbei. Zic, porumbei. Când ne țineți într-un sus, bani. Eu uitase, mă luase foamea. M-a luat foamea. Păi uite, a gătit Diana. Mersi, mă, de când am venit mă tot sforțat să mănânc ceva de acolo. Nu, pentru că ultima dată când ați spart nunta ca să mâncați, asta am vrut să zic, s-a terminat prostul. Există cineva care a mâncat și mai este printre noi? Nu. Ok, atunci să... E ok, Diana gătește foarte bine de obicei. Da, vă mulțumesc, fetele orașa. Reclamă, mă, cred și eu că ar vrea invitatul. Dar eu am mâncat și mă simt foarte bine. Încă ești bine, pare un pic așa confuză, dar e... Revenind, era foarte simplu de fapt. Am plecat de la nunta pe care am rezolvat-o și pe a doua, pentru că acum n-aveți armă. Aoleu, groaznic, hai să plecăm. Și în fața intrării salonului unde ne aflam era mașina de nuntă, nu, cu doi porumbei. Cum se cheamă mașina de nuntă? Limuzina. Că mașina care cară mortul e Dric. Mașina care cartă miri. Cum se cheamă? E Dric cu porumbei. Cu ce mi-e cu pe minte. Deci în momentul ăsta m-am gândit, de ce aia n-are un nume? Nu știu. În principiu, la fel de prost se termină amândouă. Da, avea doi porumbei, ea și el, mire și mireasă. Porumbei îmbrăcați mai efectiv. Mai se mai poate, bine, asta a fost de mult, da. Nu? Da. Și el a zis, eu ți-am zis că m-am mâncat. N-avem tupeu să luăm porumbei. Și el a zis, cum să nu? Și
înșelat, dar ați mulți toate. Doamne, tu îți dai seama dacă se uită chiar acum? Sunt două aspecte aici. Unul, cine mă cunoaște bine știe că dacă există o ușă pe care scrie decizii proaste, eu nu bat la ea, intru cu capul înainte. Giulia știe chestia asta, așa că a zis, dar nu luăm și noi porumbeia. Altă problemă este că, am uitat să spun, autodenunțul, știi ce înseamnă? Autodenunțul spune, când tu recunoști suntem o faptă iertat, în direct la televizor și spui, noi am furat. Noi am fost cu porumbeia. Orice asemănare cu persoane... I-ați împrumutat, nu i-ați furat. Da. Orice asemănare cu persoane reale este pur întâmplătoare. Doamne, acum știm unde o să petreceți și Paștele. Ce bine că era doar o poveste. Da, era doar o poveste și ne-am... Era doar o poveste, da. Așa să ne amudăm. Partea bună este că am, după ce am stat o oră jumate la să coadă... Să așteptăm mâncarea. Am mâncat în holul hotelului... Cu porumbei cu tot? Cu porumbei. Tu te-ai dus cu porumbei. Am cam Zanzibar unde ai fost, ai mâncat sarmale? Nu o să-ți vină să crezi, dar am mâncat sarmale. Nu cred. Serios? Era o nuntă de România acolo? Nu. Mie îmi plac nunțile atât timp când nu sunt ale mele, deci dacă era nuntă era bine, a mea n-a fost. Te-ai întâlnit cu domnul Vigelie? Da, m-am întâlnit cu domnul Vigelie, dar... Și cu Loredana, dar, nu și cu Lore? Nu. Și cu Lore? Nu, că da, e în America. Oh, e în Miami. N-a fost în vremea aia în Zanzibar. Nu. Noi pentru că am stat foarte mult acolo și eram destul de mulți români, cred că toți eram, la un moment dat... Toată lumea a fost. Da, din România, toată lumea din România. Noi de aia n-am vrut să mergem. Noi nu. Și... Cum venea cineva la noi, tot îi rugam. Adene și nouă, am început cu chestia asta mai light, condimente, după care am început. Dar cât ai stat? Un an. Aproape 3 luni de zile, 65 de zile, dar cine numără? 3 luni. Am văzut că ți-ai luat și carnet de Zanzibar. Da, mi-am făcut și acte acolo, pentru că atunci când am ajuns... Da. Te muți? Ca să știu că vreau, noi vrem să venim în vacanță și ce așa n-aveam pe nimeni în Zanzibar. În iunie sigur o să fiu acolo pentru că e un festival așa? Foarte mișto care s-a plecat de la noi pentru că la noi nu se poate în Europa. Acolo oamenii au o altă perspectivă. Acolo nu e COVID? Ei spun că nu. Nu? Ei spun că nu. Păi cine îi mai testează acolo? Și ce festival ia povestește-ne? Ce face acolo? S-a mutat Sunwaves, festivalul acela mare, care se ținea la mare, de obicei la noi. Acum, din cauza condițiilor și restricțiilor care sunt în Europa, s-a mutat în iunie la mare, așa la că Zanzibar. La Zanzibar. Cumva exact în locul în care eu am stat. Așa că m-am gândit că hotelul în care am stat ar fi bine să-l iau pe tot, că am prieteni mulți și ne-am și strâns câțiva, suntem destul de mulți. Mă uit la Giulia și știu că o să vrea să vină și ea. Da, da, vreau. Exact. Dar vreau. Da, Giulia mai are și prieteni și colegi aici care vor și el. În direcția asta, adică noi vrem să petrecem la Sighișoara. Nu știam dacă vreți să mai veniți, că na, nu, noi vrem să petrecem la Sighișoara, stai liniștit. Am înțeles. Chiar nu vrem să venim. Da, și foarte mișto, în primul rând, nu mai simți restricțiile astea pe care le trăiești aici, lumea e liberă, faptul că tot globul e acolo ajută, pentru că... Dar nu pleci și de Paști, nu? Adică de Paști stai acasă. Sau? Având că Paștele e mâine, sunt eu. Păi de pe o zi pe alta poți mâine, să... Mâine, la mine e foarte greu de definit casă, pentru că eu sunt foarte mult în mișcare. Casa mea este la Timișoara, unde este familia mea și având în vedere că încă n-am hotărât cum funcționează chestia cu COVID, am încercat să-i ocolesc. Da. Și nu vreau, pentru că eu și umblu foarte mult, nu vreau să mă duc de sărbători peste și ei. Și practic ce faci? Vopsești singur ouă astăzi? Când da, asta vreau să știu. O să vopsesc singur ouă, la cum mă cunoști pe mine. Dar m-am gândit să merg la mare, la noi, nu de alta, dar se suprapunește cu ouăle la mare. Asta am vrut să spun, dacă ești, dar ești întâi mai. Mai ții minte pe vremea când nu trăiam chestiile astea, întâi mai la mare cum era? Păi și unde mergem, vamă? Da. Nu, că el merge la bogați. Da. Merge în Mamaia. Eu sunt singurul sărac de la bogați. Da. Păi am auzit că doar Vama e deschisă anul ăsta. Doar Vama e deschisă? Așa, da. Deci nu te mai duce. Auzisem niște zvonuri, mi-a șoptit un porumbel. Dar când o să te duci, cu cine te duci? Ce faci? Ea e liberă, nu e liberă. Vecinul nu e acasă, vecinul nu era acasă, nu? Eu mă duc la Sarmisegetuza. Nu pot strica planurile. Da. La care Sarmisegetuza? Aia noastră. A noastră? Da, da. Da, nu. Ce faci tu acolo la Sarmisegetuza? Mănâncă. Copilul meu crește la Sarmisegetuza, de asta... Serios? Păi duc un pachet dacă vrei. Da. E vaccinată, e ok, poate să meargă. Am venit acum ce pachet să-i trimis. Cum ar ce mare pe de o jucărie. Da. Ție-ți plac provocările, așa ai spus, nu? Am învățat după ceva timp că de obicei când cineva îmi zice îți plac provocările să zic nu. Dacă mă ajută cu ceva, că o să zic nu. Nu, acum, nu te ajută, că oricum vrem să... Ok, bine, ți-am pregătit o provocare. Știi că noi am stat, da, am stat de vorbă cu prietenul tău.
Enzo Castellano, așa că o să iasă ceva interesant, pentru că trebuie să ne răspunzi la niște întrebări fulger, cu răspunsuri fulger. Minunat. Și sincer, deci, repede înainte. Ești pregătit? Da. Te rog să nu te întinzi. Hai că începem mai light așa, da? Hai să începem ca și poveștile voastre. Care este principala calitatea ta? Principala mea calitate este că am foarte multe calități. Hai să vedem ce spune și prietenul tău. Hai să vedem. Nu are calități, Cătălin. Sau, probabil, notorietate. Sunteți prieteni buni. Stai, mă, să-i dau. Stai să-i dau blocul ăsta. Stai, nu după prima întrebare. Mai stai puțin, că mai avem și alte întrebări. Auzi, dacă așa a răspuns la prima întrebare... Dacă așa am început, îți dai seama în ce direcție începe. Minunat. Dacă așa a răspuns, eu sunt curioasă ce o să zică la cel mai mare defect al tău. Oho. Zi primul care îți vine minte. Zi-l pe cel mai rău, ca să fie acoperit. Defectul meu este că m-am prieten cu fermecatul ăsta. M-am dat seama. Asta e cel mai mare defect al meu, este că sunt prieten cu Enzo. Gata. Da, mi-am dat seama. Hai să vedem și el. Printre multe pe care le are, defectul este că e prea înalt. E prea înalt? Ești prea înalt? Ești prea înalt? Păi dacă ești unitatea de măsură a piticilor, probabil, eu știu ce să zic. Știi cum e, știi vorba aia, e scump, nu-i scump, mamă, te-ai măritat tu prost. Exact, bună vorbă. Hai să mergem mai departe. Cum faci când te enervezi? Stai că mi-e și frică. Ce a venit la mine întrebarea asta? Nu vreau să zic că am îmbătrânit, că în cazul meu n-am îmbătrânit, eu sunt tot un copil și nu vreau să pierd asta niciodată. Doar că încerc să mă controlez mai mult. Problema este că încercând să mă controlez mai mult, și răbufnirile mele sunt ușor mai accentuate. Aduni exact. Dar în momentul când mă enervez, ai văzut oamenii care fac spume la gură când... Da, în principiu încep o propoziție cu niște cuvinte demne de laudă care nu se repetă timp de 15 minute. Da, eu mă pregătesc, să știi. Presim că o să începem să te enervăm. Am trecut întrebările alea ușoare, urmează acum artileria grea. Când ai început eu cu patru fete, ce putea să se întâmple? Păi să enervez, o să începem să te întrebăm chestii care chiar ne interesează pe noi femeile. Nu o să te întrebăm de motoare, de astea, că n-are niciun sens. Ce ne interesează pe noi femeile, hai. De femei, vrem să știm ce te atrage la o femeie și la ce te uiți tu prima dată. Stai că m-a întrebat mai devreme dacă îmi place plasticul, nu? Da. Ce legătură are asta, dumne, cu femeie? Ce mi-a sărit în cap? Poate îi plac siliconele. Doamne, iartă-mă, stai că suntem în săptămâna mare. Adică, doamne, dar de ce? Stai, nu vorbeam de fetele care sunt pe plastic sau pe natural. Ce problemă au siliconele săptămâna mare? Da, chiar așa, că se poartă la fel de frumos. Adică, hai locul îi răspunde. Răspunde-le la rea, dacă îți plac fetele tunate. Îmi plac fetele. Tunate sau eu zic că de trebuie să fie sau nu contează, important e să fie. Da, nu știu, dacă eu tot am auzit asta, îmi plac bunetele, îmi plac... Gabriela, ce ți-a apucat să ne întrebi de plasticuri? Uite ce întrebări stupide încep să fie. Vezi? Și eu curioasă. Îmi plac femeile interesante și care au ceva de spus. Odată cu trecerea timpului, am singura calitate pe care încerc să o găsesc este să putem vorbi. Înainte, după... Dar să putem vorbi. Cam am întâlnit situații în care nu s-a putut vorbi și nu s-a terminat bine. Se uită dacă ești femeie. Deci dacă ești femeie, e perfect. Deci nu ești foarte pretențios. Pretențiile urmează după aia, dar asta e un criteriu bun. E femeie, da. În ziua de azi nu poți să-mi spui că ăsta nu devine un criteriu foarte important. Crede-mă, adică nu știu dacă ai umblat în ultimii ani prin cluburi. Nu prea. Că toate jumate sunt bărbați. De multe ori... Ai avut succes și la... Exact, să mergem mai departe. Ești spune insucces chiar. Hai să mergem mai departe. Continuăm seria întrebărilor extraordinare. Nu știu de ce, nici asta. Nu... Pot să răspund eu pentru tine? Te rog. Ești timid sau îndrăzneț când vine vorba de acuceri femei? Acum... Răspund sau? Da, te rog, că eu mai simt. Nu ești timid. Nu sunt timid până după o anumită oră. Da. Până la o anumită oră... N-ai cu cine. Nu vorbești cu mine, în afară de bună și sărmâna, nu spun nimic. Și cam care e ora aia după care... Depinde după ce fuzurar funcționezi, știi? Depinde la cât a început nunta și la cât s-a strigat darul. După ce s-a strigat darul, eu 100% sunt mai îndrăzneț și nu mai sunt așa timid. Dar la ora 12 ziua sunt timid. Hai să vedem, e 5 și hai să vedem acum. Are cea mai mare tupeu. N-are nicio timid, nu e timid deloc.
cum te îngroapă un prieten. El de vreo doar după ora 12. Sau da. Te dai tu timid și nu ești. Ești minunat, de-abia aștept să mă văd cu prietenul meu, de-abia aștept, aaa, ce de-abia aștept. Mai aveți multe întrebări? Da, 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 de ce apare la mine întrebarea când te însori? Eu nu vreau să te întreb asta. Dar hai să te ieșit acum, dacă tot ai zis. Când o vrea domnul, eu știu că nu-i după mine. Poate vrea și domnul, poate vrea și doamna. Eu am mai vrut, să mai vrea și doamna. Eu am tot vrut și n-a ieșit. Ce nu este? Ce nu face? Nu știu, cred. Ce nu face? Ceva nu fac bine. Undeva, eu ceva nu fac bine. Dar de ce tu nu faci bine? Poate ea. Aparent, n-a vrut să pară, a vrut să fie drăguț că e cu noi în Joia Mare la televizor. Cum ar fi să zic, bă, să vă spun eu, toate femeile sunt, bă, stați, vă spun eu, sunt de căp. Suntem foarte bine, să vedem ce a zis domnul prieten, domnul prieten. Și pe el îl întrebați de ce nu am însurat? La fiecare 10 zile, sensoară. Am fost naș deja de 1000 de ori până acum. Da. Și îl mai pui naș în continuare? 100% nu. 100% nu. Adio nășie. Adio nășie, adio. Deci se aprinde flacăra ușor și se stinge repede. Depinde de depinde ce fel de flacă. Sau știi cum e pe flacără, dacă nu pui pe foc, dacă nu pui lemne, dacă nu pui. Nu știu ce vorbești, ce să par serios și da, da, asta a fost momentul în care am vrut să par serios, știi, să mai păstrez ceva, adică poate, nu. Da. De ce am sărit iarăși la o întrebare pe care trebuie să o adresez? Eu ce aveți cu mine astăzi? Deci tot ce vine de la tine e rău. Ce drăguț, da. Care a fost cel mai dificil moment din viața ta? Asta e momentul în care trebuie să fiu serios. Da. Am crezut că zici că ăsta e cel mai dificil moment. Urma să spun, e unul dintre ele. Mi-am făcut așa o chestie din viața mea să nu mi-aduc aminte de momentele neplăcute. Adică mi-am educat memoria bine. Știi că e cal și calculatoare. Am înțeles că voi sunteți tehnice, dar încerc să vă... Nu. Mai devreme am înțeles. Bun, sunt ca un calculator de la vechi care are memorie... Memorie. Eu sunt un Pentium 1 cu memorie puțină. Exact. Mie odată la 24 de ore mi se resetează memoria. Controlul și uit. Uit. Mai rămân doar chestiile importante. Da. Cum să merg, cum să deschid ușa, cum să respir. Și în restul toate chestiile nasoale din viața mea. Păi și nu ești mult mai liniștit așa? Uite, bă. Da, ia uite asta, zic și eu. Hai să vedem ce-a zis Enzo. Cred că nu m-a cunoscut pe mine. Dar nu mai bala aici. Atâta. Să nu plânge. De ce am zis plânge? Eu când m-ați întrebat? De ce nu am trimis eu un... Vă trimiteam și eu un prieten la Timișoara, că acolo oamenii sunt mai docili. L-am găsit chiar pe... Da. Era mai aproape. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Mulțumesc. Mai avem întrebări? Da, mai avem întrebări. Ce mă bucur că mai avem întrebări. Eu sunt curioasă cum treci peste înfrângeri. Bine, dacă ai și avut înfrângeri. Depinde ce înseamnă profesional. Dar de ce nu emoțional? Profesional? Acum, făcând vedere că am făcut sport de la 7 ani. Cum e pe locul al treilea? Groaznic, îți spun eu, uite, asta vreau să știu. Și acum, știi pe Sandy, știi cum plângea Sandy Bell? De săreau lacrimile așa. Da. Ei, uite așa. Păi nu e bine locul 3. Nu există locul 3. Venind, pentru taur, venind, nu. Venind spre așa voi, aveam avut discuția asta cu mama mea, cu care o am de ani, de zile, de zeci de ani. Și în care ea încearcă să-mi spună că orice rezultat sportiv al meu este bun. Păi mamă, nu există chestia asta. Pentru că dacă îmi duci un om, în felul ăsta se va bucura tot timpul cu un eșec. Eu înțeleg că trăim niște vremuri în care... Nu poți să privești ca un eșec. Pot să privești ca un eșec, după... pentru că trăim în niște vremuri în care e parenting și nu e palmă după cap părintească venită de... Trăim niște vremuri în care ne bucurăm și sărbătorim mediocritatea. Iar eu nu pot să fac chestia asta, inclusiv pe copilul meu. Dar nu e mediocritate. Era rău dacă ieșeai pe locul 3 din 3. Dar uite, care e diferența dintre 3 și 15 și... Diferența este că ești pe podium, cum am înțeles, spus, da, da. Bine, podium din perspectiva are 3 faptului trepte. Că vrei să noi te motivezi, suntem foarte mândri de tine. Vă mulțumesc și apreciez asta, dar să țineți minte de la mine. Podium are 3 trepte. Dacă nu ești pe treapta din mijloc, care este cea mai de sus, restul sunt doar niște trepte și tot se duc în jos. No, o să luăm acest sfat de la tine, mi se pare foarte în joia important. Mare. În Joia Mare. Mulțumim, Cătălin, că ne-ai împărtășit din înțelepciune. Trecem la o întrebare așa cu skepsis. Care este slalomul care ți-a adus cele mai multe satisfacții?
slalomul printre televiziuni sau printre relațiile cu femei frumoase pe care le-ai tot avut? Ia să vedem pe alte motori, nu știu de ce gândeam eu. Da, eu vreau să înțeleg definiția acestui slalom, că slalom înseamnă, adică dacă... În sensul în care ai tot... Asta zic, slalom înseamnă că ocolești obstacolele. La ce mă întreb tu, pare că am dat în obstacole. Hai să ne... Asta vreau să clarificăm, că... Păi, deci n-au fost obstacole, au fost numai împliniri. Din punctul meu de vedere, cel puțin profesional, în ultima perioadă, mă bucur de ceea ce fac, mi se potrivește extraordinar de bine. Faptul că încă, în momentul ăsta, am un job, pare că fac ce trebuie. Și sper să mai meargă acest slalom în mulți ani de zile de acum încolo, cât mai fi în putere să muncesc, când nu mai mă mut în Zanzibar. În Zanzibar, mai... nu? Deci, practic, eram televiziunea sigură. Ți-a adus cele mai multe satisfacții. Televiziunea, în momentul ăsta, merge în mână în mână cu sportul pe care îl fac și cu celelalte proiecte pe care le are viața mea și se completează așa una cu alta. Așa, să dacă mai urmează la tine întrebare. Nu mai. Am tras prea mult aer în piață. Asta părea că vrei să întreb Cire așa de pe tort. Doamne, nu, mai revenim. Mai bine dacă eu nu răspund și mănânc din... pască. Nu jucăm adevărat o provocare. Deocamdată rămâi cu noi pe pauză publicitară. Revenim imediat.